Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor. Ne-am reîntors la ora de politică. Astăzi, în această seară, avem ca invitat un tânăr politician care uimește, pe zi ce trece, politica locală, mediul politic local. Este vorba despre președintele Partidului Verde, domnul Dan Ciobotăriță. Bună seara, domnule Ciobotăriță. Bună seara, dumneavoastră, cât și tuturor spectatorilor postului dumneavoastră de televiziune Intermedia. Domnule Ciobotăriță, eu vă admir. V-am mai spus-o, v-am mai declarat-o, vă admir din mai multe puncte de vedere. Mulțumesc. Că sunteți cu totul altfel față de... să nu folosesc cuvinte urâte, față de ceea ce este în politica suceveană în momentul de față. Dumneavoastră nu vă luptați nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, nici cu PC-ul, nici cu NPR-ul, vă luptați cu toți. Câteodată vă luptați și cu ipocrizia, câteodată vă luptați și cu nenorocirile oamenilor, cu unele aspecte negative ale societății, cu cei care sunt la conducere, dar aveți așa ținte multiple. Faceți față? Nu vă e greu? Nu, atâta timp cât mă consider un om, zic eu, cât de cât onest și cinstit, nu e greu, nu. Dacă nu te bagi în tărâță, nu te mănâncă porci, să zicem așa. Păi sunteți deja în tărâță, sunteți în politică? În politică, da, dar nu în jocurile lor, nu unde se împarte cașcavalul. Sunteți căsătorit? Da, am o fetiță pe care o iubesc foarte mult și pe soție. Da, că nu la fetiță mă gândeam, gândeam la cumnat aveți. Da. E o problemă. E o problemă, nu vedeți? Vedeți că acum să ai cumnat... E complicat, nu poți avea un viitor politic foarte reușit. Nu întotdeauna, dar depinde acum. Am înțeles. Am o întrebare înainte să intrăm în problematica locală și problematica județeană. Ceva ce ține de o nelămurire de-a mea la nivel național. Dumneavoastră, Partidul Verde, ce fel de partid sunteți în momentul de față? Ecologist. Bun, am înțeles. Din nefericire suntem mai multe formații politice ecologiste. Aceeași putea aminti Partidul Verde, Partidul Ecologist, este MVDA-ul, care s-a mișcat la Verde Democrata Careană, al lui Remus Cernea. Partidul Național al Mediului? Da, da, Partidul Național al Mediului, da. Nu știu acum dacă nu l-a radiat din partidele politice, pentru că au făcut un fel de fuziune cu Partidul Tărăcianu, cum se cheamă, PLR-ul. Nu, PLR nu există. Există doar Partidul Național al Mediului. Bine, și atât. PLR-ul... Da, nu este registrat la tribunal, că nu au avut timpul. Nu este registrat. Da, la nivel apare țiglaia... Este Partidul Național al Mediului. Da. Liberale. Da. Ideea și domnul Tărăcianu nici n-a candidat decât independent. Ideea de a candida pe Partidul Verde a fost o discuție. Știu, mi-au spus colegii mei anul trecut între domnul Tărăcianu și cineva de la conducerea Partidului Verde. Nu s-a acceptat ideea. În fine, nu s-a hotărât. Da. Domnul deputat Iane, la ce partid a... PSD. O că a fost președintele Partidului Verde. Da. A fost o înțelegere, să zicem, nu scrisă, verbală, între PSD și Partidul Verde. Acea înțelegere se referea, de fapt, la un ajutor al verzilor la nivelul partidului ăsta, la nivelul Uniunii Europene, să sprijine, să nu... Când a apărut acea ruptură, că l-au demis pe Băsescu, că e ceva, lovituri de stat, nu știu ce, a fost un ajutor. Și înțelegerea asta ce a fost, noi vă ajutăm aici, dumneavoastră i-a ajutat în România să avem parlamentare verzi. De câte știu eu din discuții, nu erau numai doi, erau undeva la 5 parlamentari, s-au ajuns la 2, nu știu din ce cauză, din 2 au mai rămas 0, nu mai avem niciun. Deci nu mai sunteți partid parlamentar? Nu, Remus Cernea e independent, Ovidiu Iane a plecat, datorită spune din cauza lui Remus Cernea, a plecat apoi la PSD și s-a terminat discuția. Vă pregătiți pentru 2016 dumneavoastră? Eu zic că da. Credeți că veți avea șanse să fiți pe o listă, pe un loc întâi, pe un loc eligibil, pe un loc 2-3? Păi, acum nu știu, depinde cum o să meargă, dacă o să meargă votul uninominal, o să fie actuala lege, dacă vor schimba și vor merge pe listă, nu știu, vor merge și cu salariul minim, adică trebuie să pui o garanție, nu știu ce se va întâmpla până atunci. Explicați-mi puțin de înțelegerea pe care ați avut-o cu PSD-ul. Ce a mai rămas? Înțelegerea Partidului Verde cu PSD-ul. Din 5 parlamentari... Din 2012? Da. Din 5 parlamentari, doi. Doar 2? Și din 2, 0. Unul la PSD, nu? Da, în și unul independent. Domnule, și unul este independent. Da. Bună treabă. Nu e bună, da. Asta a fost. Cine conduce în momentul de față Partidul Verde la nivel național? Domnul Damov. Eu mai necunosc cu dumneavoastră, se ocupa o afacere cu reciclarea materialului. E un tip, ok. Adamov? Da, Damov. Damov? Damov. Este și consilier onorific a Ministrului Mediului, dat din 90 încoace. Deci el a fost... V-ați gândit vreo secundă, verzii din România pe care i-ați enumerat dumneavoastră, ecologiștii, v-ați gândit vreo secundă să vă unificați în jurul... Da, numai o secundă. Mai multe secunde ne-am gândit. Și ce se întâmplă? Vedeți, dumneavoastră, nu e problema locală, problema e la centru.
Acolo sunt alte principii, alte viziuni, alte interese, cu totul și cu totul. Aici, la local, ne înțelegem. Dar la centru, dacă nu se înțelege, nici ce spune Partidul Ecologist și vine la negociere. Eu am fost la o discuție de genul ăsta și spune, domnule, noi avem, la nivel național, avem 580 consilieri locali, 4 viceprimari și 2 primari. Dumneavoastră aveți numai 250, un primar și un viceprimar. Ponderea în biroul permanent național de 1 la 3. Și spune Partidul Verde. Noi suntem membri afiliați în mișcării verzi europene, voi nu sunteți membri afiliați, noi avem putere, voi nu aveți putere. Când de fapt niciunul, nici altul nu are putere. Nu se înțeleg. Și cât timp va persista neînțelegerea asta, nu se va putea unifica verzi. Ei să nu uităm că au fost când era CDR-ul în anii 90, au fost și la guvernare, au avut și parlamentari. Era domnul Bleacu, nu știu acum, domnul ministru Bleacu. S-a schimbat datorită faptului, cred eu, a mentalității, a interesului financiar, sunt mai multe care au schimbat total, nu. Și așa nu se va reuși. Vă dați seama, Partidul Verde face undeva 0,70-0,80, ăla face 1,20. Bine, împreună nu fac 2 ceva, 2 mustică se trează, poți să se mulțime la vidă, deci nu fac. Pot să facă 0,40, mai puțin, ținem în pacul cu PL 93, când au mers amândoi pe același candidat, mă rog, clar, pe cal, din 3% obținut undeva 1,95, Nicolae Manonescu. Corect, așa este, deci nu poți să spui. Și un EPR-ul, eu îmi pare că dacă lași îl debarzi de PSD sau îl debarzi de orice formațiune politică, mai mult de 0,90, 1,40 nu scoate, poți să scoate ca și cavalul din buzunar cât ar scoate, nu are cum, nu are imagine, nu are lider, nu are nimic, zero, punct, s-o termină discuția. Cum așa, stați un pic, aici devine foarte... Nu vorbesc local, vorbesc la nivel național. General Oprea, ce imagine are? Păi nu știu. Eu, în afară de dorința dumneavoastră de a ajunge șeful SRI-ului, care tot persistă de ani de zile, mare altă dorință, este ministru apărării. Ce a făcut? Ani de zile a fost ministru apărării. Bun. Aș vrea să revenim puțin la subiectul cu posibila coagulare a ecologicilor și a vezilor din România. Posibilă. Posibilă. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, eu sesizez prin materiale primite la redacție și la televiziune și pe site-ul News Bucovina. De fiecare dată, când e vorba despre mediu, lumea se agită, lumea vrea verde în Suceava și o să discutăm în a doua parte a emisiunii despre ce se întâmplă cu Suceava și cu verde din Suceava. Lumea nu mai vrea gri, nu mai vrea întuneric, lumea vrea un pic de soare, un pic de verde, vrea un mediu curat, vrea un mediu sănătos, toată lumea fuge după roșii ecologice, ouă, bio, toți vorbesc de bio, toți vorbesc de eco, toți vorbesc de cultură sănătoasă și verzi din România nu sunt pe nicăieri, ecologiștii nu sunt pe nicăieri. Nu, și terenul nostru este crescător, nu e descrescător. Probabil că mai există și lipsa unui lider la nivel național. Locomotiva e care să tragă garnitura, să zicem, de lux. Să pornească măcar de pe loc. Măcar să pornească de pe loc. Nu, nu are nici Partidul Verde, momentan nu are nici Partidul Ecologist, să zicem, astea două mai... Mi s-a transmis de regie, să nu uităm de protestele pentru cazele de șist. Nu vă spun de protestele de la Roșia Montană. Nu vă spun de ce a fost acum 2 săptămâni când prin județul... Oamenii au scos în stradă mai mult decât politic. Au scos partea, latura socială, da. Nu vă spun în județul Suceava cum găuresc băieții de la SC, nu știu ce, prospecțiune sa București, cum dinamitează solul din județul Suceava să caute gaze. N-au găsit dacii, n-au găsit romanii, n-au găsit turcii, n-au găsit austriecii, n-au găsit rușii. Acum găsesc băieții la prospecțiune sa, găsește guvernul. E interesantă abordarea. Da, și mai ales că, dacă spuneți dumneavoastră, sunt niște hotărâri de guvern semnate de Victor Ponta în 2012, în decembrie, parcă 1994-96-97, prin care spune zonele de prospecțiune unde va fi prinsă și județul Suceava, dar anexa și celelalte condiții e secretă. Deci nu poți. Uite, acolo hotărâri de guvern, la se admite așa. Și e făcută în perioada în care Partidul Verde era și sprijinea USL-ul. Asta pe mine am avut o discuție și cu Remus Cenea, care zice că el e mai revoltător, mai cu părul lung, un alta mai altfel, el iubește animale. Delfine și... Delfine, exact. Și și am zis, dom'le, dar nu știam. Nu poți să nu știi, mai ales că tu erai consilierul primului ministru, tu cupari de latura ecologică, n-ai cum să nu știi, să-ți vine că cineva, trebuie să ai un aviz, ce faci, Remus? E bune? Șeful... Nu, ce vorbești? Bun, nu. El știa, dar nu vrea să explice. Asta e latura economică. Este o gândire. Hai, dăm o lovitură, exact ca Rașa Manteana, umple sacul bani, plecăm, se vede ce se întâmplă cu de ani, le luăm puterea și la revedere. Dacă reușim bine, care scapă, scapă, care nu, asta e, mătușul, frasurilor, partea cealaltă. 30 plus 30 plus 30 plus la 10 ani. Deci asta e tragedia. Pe când mulți dintre, vedeți, în orașele mari, nu vorbesc de și social, eu consider oraș mare, dar nu e atât de cosmopolit, nu e atât de prinsă mișcare. Ați văzut, la București au ieșit în stradă, sau zile întregi, nu s-au lăsat, până nu s-au mai oprit din Brașov, Cluj, Iași. Au ieșit, oamenii au ieșit în stradă și au spus, nu vrem Roșia, nu explorarea gazului, nu vrem asta, nu vrem, pentru că dăunează.
Au dat exemplu în Canada, când s-a întâmplat cu acela care a ras partea cealaltă, o zonă, a uitat. A fost un exemplu în România, am înțeles, prin anii 70, la Roșia Montană, când efectiv un dig s-a rupt de ceanul și a ras un sat. S-a aflat pe târziu sau acum o dată imagini cum bieții oameni au prins în casă, în pat, i-au luat. Sunt lucruri reale, care ne izbim. Eu am spus, domnule, vreți să canadienii să exploatați? Da, luați toate ceanuri, puneți la sticluțe de șumate, luați acasă și când mergi acasă, luați o gurță în fiecare dimineață de ceanuri de la. Bună dimineața! Nu. Bun, domnul Cibotărița, da, dumneavoastră... Îmi lasă gunoiul aici. Vreți și dezvoltare pe cealaltă parte. Cum se dezvolți dacă resursele naturale... Dar romanii cum s-au dezvoltat cu Daci? Prin lupte. Când nu mai aveau resurse, mai cotropeau o bucată de teritoriu. Da, în apuse cum au scos aurul? Cu gaze, cu ceanuri? S-au dus, sunt în scrisuri, tone de aur, tone de argint s-au dus. Păi nu mai merge cu, ca pe vremuri, cu, cum era California. Eu înțeleg, a evoluat tehnica, dar a evoluat în așa fel încât să ne distrugă pe noi oamenii. Am ajuns când, eu țin minte, în 95, când am fost în Italia, am mâncat un pui la rotisor. M-am săturat, după două ore, iarăși foame. După două ore, iarăși foame. Pe când acasă, în 95, am mâncat un pui făcut de mama, 6-7 ore. N-am înțeles atunci nici cauza. Acum înțeleg. Pentru că era făcut artificial, nu crescut cu bobul de grâu, nu era cu bobul de porumb. Era crescut așa, cu chimicale, cu tot. Așa se întâmplă în România. Noi acum nu mai mâncăm. Vă spun că sunt direct implicat în subiect. Crescut cu foarte multă lumină și foarte mult nutreți și cu hormon de creștere, se cheamă. Iar la o bucată, la final, se poate întâmpla, văd, e plin Facebook-ul, se mai injectează și puțin la ambalare niște apă în el ca, cu sare ca să fie, să arate puie bine, să fie plin de gust. Cum, nu ține de foame o bucată de... Eu asta vreau să... Lucrurile s-au schimbat total, nu mai... Deci roșia, vedeți, când tai roșia acum de iarnă, tai iguală la mijloc, cu roșiile noastre, cum cărnoase, frumoase. Bun, e nevoie de ecologiști, e nevoie de verzi. Da, e nevoie, da, și de ecologiști. Ce aveți de gând să faceți? Eu spun mai departe punctul de vedere și invit suceveni, cei care vor să fie, eu nu țin neapărat de acel scaun, poate s-a găsit printre cei care ne văd, unul care are vreo doi bani, hai să vreau să investesc în treaba asta, vreau să, că trebuie și bani ca să te poți mișca, dacă nu, în afară de sprijinul dumneavoastră a presii, mai trebuie și aici să te poți mișca, e de ajuns să spui, să fie, că este loc, se poate mișca. Dar drumul la o acțiune de înscriere în partid, acțiunea poți deschise la partidul verde, unde aveți sediu? Nu v-am întrebat niciodată. Nu, nu e problema sediului, pentru că e problema utilităților cu ce plătești. Eu simplu bugetar. Chiria e modică, nu e greu. Dar iarna utilitățile, adică să ajung să nu plătești și pe aceea să... Păi nici PNL-ul nu plătește. Era un frig la conferințe de presă la ea, acolo înghețam în voia cea bună. Și au parlamentari, unul, l-au pe domnul Băieșanu, PNL Băieșanu, da. L-au pe domnul Surgiu, pe domnul Pardău, pe domnul Băieșanu. Au țisa primari. Iau un frig la ei în sediu. Noi nu aveau niciun stres, domnul Acibotăriță. Puteți liniști să țineți un sediu. Nu am principiul ăsta, eu știu, să nu plătești, să vrei să stai șapte sau să mai bani. Nu știu, eu nu sunt crescut așa. Trebuie să te... Am o curiozitate. Nu v-a contactat nimeni de la Suceava pentru a încerca să facă din Partidul Verde și altceva, poate o forță politică, nu neapărat care să folosească exclusiv pentru protecția mediului, ca să ajute pentru protecția mediului și poate să încerce intrarea la guvernare într-o formulă de coabitare cu alt partid mare? Discuția am avut cu mai mulți, să zicem așa, politicieni, dar nu s-au finalizat niciodată cu nimic, nu. N-am avut ceva concret. Și experiența am avut în 2012, când a fost acea aripă tineri aia, care erau o mare parte, erau de la PNL și rebeli și chiar mi-au plăcut de ei. Erau, am zis că ai că faci... La început, primul pas a fost bun, după care s-a diluat. Nu i-am înțeles din ce cauză. S-au obținut atunci niște voturi frumoșele. Țin eu minte cu NPR undeva vreo 900 și ceva și noi 890. Deci pe acolo am fost. Cu cine aveați atunci candidat? Cu domnul Cristi Ilie. Da, da, a făcut o figură foarte frumoasă. Da, dar ce s-a întâmplat? Da, s-au muiat, nu știu. Nu i-am înțeles. Probabil ori s-a fi certat între ei, ori a apărut ceva. Nu pot să înțeleg. Da, eu când i-am văzut prima dată, știind că o parte erau și doi medici la mine la spital, m-a surprins plăcut, am zis, dom'le, ai ce să mai... E momentul. Ăsta e momentul, da, am zis că ăsta e momentul. Era valul SL-ul, l-am zis, dar nu cred eu că e atât de mare că să nu intrăm în... Și mi-a spus, bă, dacă faci peste cine, asta e viceprimar, e clar. Deci nu mai discuți altceva decât de un viceprimar. N-ai cum să discuți la negocieri. Dar s-au muiat pe traseu. Poate prea... Poate nu suficient tinerii din generația dumneavoastră, poate nu sunt suficient de copți, la modul elegant vreau să o spun, fără nicio aluzie, poate nu sunt suficient de copți pentru un meci atât de mare. Poate doar au vrut că li s-a părut că sunt capabili și în realitate nu-și doresc să devină
primari, viceprimari, consilieri locali și să conducă Suceava. Cred că din grupul ăla nu erau copți încât să nu facă nici nu vorbesc de, au meserii chiar liberale, nobile, frumoase. Probabil că n-au avut, startul a avut bun, dar cine ce s-a întâmplat pe traseu? Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Poate au avut alte discuții cu altcineva, poate, nu știu. Zic și eu, poate. Pentru 2016 aveți o strategie aparte sau încă nu v-ați gândit la așa ceva? Eu m-am gândit la 2016 să văd dacă nu găsesc un candidat la primărie, chiar m-aș gândi la primăria municipiului Suceava. Vreau să atrag de partea mea, măcar am contacte, deși numele telefoane de la cei care au Roșia Montană când au protestat. Eu am ieșit pe ideea și chiar spun, dacă prindem doi consilieri și în locul de 23 plus sfertul, câte o lună, două stă în fiecare ca să prinde tot. Să muncească. Eu nu sunt de principiu... Toți de pe listă? Toți de pe listă, dar ce are? O lună, două fiecare. După care își dă demisia și vine următorul. Da, nu vor să dea demisia, fiindcă președinte, dacă nu mă schimbă, asta e altceva. Îi pot să retrag sprijinul politic, e foarte simplu treaba. Deci, nu, și spun la început, deci nu, trebuie să muncească toți, de la 1 până la 28. V-ați gândit vreo secundă să faceți aliantă cu vreun partid din Suceava, un partid mai mare? Da, m-am gândit. Și? Chiar, m-am gândit de mult cu PSD o să fie o treabă, dar și eu... Mare parte, cam știu pe toți cei locali, mă refer și la PNL, și la PSD, și la UNPR. Așa mi-au venit mie, fiind ecologia o parte mai mult de stânga, nu e... Și m-am gândit în partea cealaltă. Încă n-am finalizat, n-am nicio discuție. Asta e un gând, cum m-ați întrebat. E un gând. Pentru că o alianță cu cineva v-ar putea aduce... Asta e o soluție, 2, da. 3, 4, da, 5, da, cât da. Sunteți voastre păi capabili să negociați? Pe ce UNPR... Tot așa au văzut. UNPR-ul nu au. Dacă făceau o alianță cu USL-ul, aveau. UNPR-ul? Da, UNPR-ul nu are, au un consilier local. Un consilier la Suceava nu? Nu, n-au, nu, pe ce? Nu, iau candidat... Separat, separat. Da, separat, și pentru Consiliul Județean a candidat doamna Vartic. Exact, și pentru Consiliul Local a candidat... Frumoasă, da, au consiliere, au fac și primar, viceprimare, au. La nivelul județului au, da, au, stau bine, nu, dar eu știi, îți cunoaște meseria, cunoaște partea... Iar la primăria Suceava a fost o... Un domn mai tiner... Da, care iarăși a luat suficiente voturi ca să înainte domnul Băișanu în... Da, bine, s-au făcut capurile Partidul Verde 800, partea cealaltă, dacă mergea... Da, atunci a fost valul lui Băișanu, la, putem spune, la Suceava. Nu știu dacă se va mai înainte lider cu așa ceva. El a mai avut un val, dacă în 2000, cu... PC-ul. PC-ul puru. A făcut scor bun, a scos 3 sau 4 consilieri atunci au scos, nu? Da. Așa ține, au făcut bine. Mi-a plăcut și pre-campania lui, țin minte, din ai de sărbători cu felicitări, venea domnul Băieșanu, dădea la populația unul alta, a fost o chestie frumoșică. Dar da. Atunci domnul Băieșanu nu era singur. Nu era singur, nu. Erau câteva oameni la PUR destul de viguroși, dacă mi-aduc bine aminte atunci, era domnul Constantin Gheorghe, care... Iar parcă și Dan Strutinski a fost în timp... Strutinski, da, deci președinte. Era o echipă destul de frumoasă. Da, pe Constantin, vicepreședinte Consiliului Județean, după care a fost senator, da. A fost senator, domnul Constantin Gheorghe, da, a fost senator, da, și a rămas în Cotroane Capitale. Vicepreședinte, senator a fost, da. Este în aparatul executiv al Parlamentului. Da, au plecat la PDL și s-a stins, nu mai știu nimic. Nu-l mai văd. Domnul Cibotăriță, câteva secunde de publicitate, după care revenim. Vă invităm la cel mai modern centru de înfrumusețare, unde veți găsi aparatură ultra-performantă menită să vă redea un corp frumos și sănătos. Doar la salonul Health and Beauty Center veți găsi cele mai moderne servicii de cosmetică, manicură, coafură și masaj. Dacă doriți să întineriți prin eliminarea ridurilor, să scăpați de celulită, de părul nedorit de pe corp și să slăbiți foarte repede, veniți pe strada Inceanu numărul 2, vis-a-vis de cea are pensionari. Și dacă vă gândiți la prețuri, aflați că acestea nu au concurență. În fiecare vineri, orice serviciu din grila de oferte costă doar 30 de lei. Restaurant Bucovina. Vă așteptăm să degustați din bunătățile noastre. Un loc modern, realizat în stil deosebit, pentru a te scoate din rutina cu care te-ai obișnuit în orașul tău. Lumini ambientale spectaculoase. Un loc special pentru orice eveniment. Bucătărie tradițională și internațională. Restaurant Bucovina. Cafenea și terasă. Restaurant Bucovina. La parterul hotelului Bucovina Severin, în centrul orașului.
De 15 ani, Nova Optic îți oferă servicii complete de oftalmologie și optică medicală de înaltă calitate prin specialiștii vederii. Echipa de medici cu vastă experiență în domeniu oferă diagnostic și tratament la cele mai înalte standarde cu ajutorul unui echipament medical de ultimă generație, investigații oftalmologice complexe, terapie laser și chirurgie oculară. Echipa de optică medicală este permanent preocupată pentru oferirea celor mai noi soluții de corectare a vederii. Te așteptăm la Nova Optic în Suceava și Botoșani. Nova Optic. Pentru sănătatea ochilor tăi. Nu vă supărați! Ce scrie aici? Cum? Chiar nu vedeți? Vă dau o carte de vizită. Sunt medic oftalmolog. Dacă nu vezi, e o problemă. Dacă nu ești văzut, e o problemă mult mai gravă. Fii vizibil cu Print Revolution. Cărți de vizită, pliante, banere. Pentru că imaginea ta contează. Print Revolution. În Julius Mall. Ne-am reîntors în studioul Intermedia. Suntem alături de președintele Organizației Județene Suceava, Partidului Verde, domnul Dana Cibotărița. Domnul Cibotărița, ați abordat un subiect pe care nu vroiam neapărat să-l introduc în discuție în această parte a emisiunii, dar ați spus înainte de pauza publicitară că așa un val cum l-a găsit ca în 2012, cum l-a găsit pe Alexandru Băieșanu, nu se va întâlni acest om a doua oară. Asta e părerea mea. În viață. Asta e părerea mea, da. Sunteți la curent cu ce se întâmplă pe scena politică? Am văzut și în ziare azi domnul Smău. Deci, am văzut. Domnul Smău care contraatacă. Contraatacă, da. Că domnul Băieșanu, domnul Smău, care să ne înțelegem, ca să știe telespectatorul, domnul Smău este cu mătru domnului Băieșanu. Domnul Smău a fost adus de domnul Băieșanu partid și în momentul când domnul Smău a candidat, domnul Băieșanu a scos foaia cu discursul, mi-aduc aminte, eram în primul rând de la domn Polski, i-a pus-o pe pupitru și l-a ajutat pe domnul Smău să citească cele 2010. 14 rând, 12 rânduri de acolo ca să ajungă președinte. Și acum între ei este un război la cuțite, care e mai frumos și mai bun dintre PNL și care merită să fie în noul PNL. Ce șanse mai are Alexandru Băieșanu să conviețuiască cu PNL-ul său și cu PNL-ul lui Ioan Bălan? Nu sunt critic la partea politică, dar uitându-mă în spate, Băieșanu nu e un tip care să nu aibă deloc creier. El știe ce face, zic eu. Uitam în 2000 sau 2004 când acel scor și pur era inexistent în Suceava. Valul a fost a USL-ului, nu se mai întâlnește cu așa ceva. În 2012 să te bată lungul, nu Suceava, municipiul Suceava, nu l-au Burdujenul, acolo l-a terminat pe Sandu și a și spus treaba asta înainte de campanie. Acum ceea ce văd, îl părăsesc tocmai cei apropiați. Și asta e un semn de întrebare. Păi ce are în cap? Că ați spus că sigur are ceva în cap. Ceva are în cap. Ceva în care are un plan. Dar nu, văd un plan de disperare, pentru că nu e omul care să spună că eu nu cu lupul și nu știu ce să dau în judecată. Deci în momentul în care spui tu ai dat judecată partidul care te-a făcut ce te-a făcut, păi el e partidul, stați un pic. El e partidul. Deci aia de la București, când o să-i spună domnul Sovescu, uite ce a spus. Intră pe ziare din Suceava și să vezi ce scrie acolo. Și se uită, cam meci terminat în partea asta. Sigur nu o să-l mai țină mult. N-ai cum să spui să amirezi partidul, te dau eu o judecată ce s-a întâmplat acolo la Botoșan, că aveai în pușcărie și nu mai ai președinte. Ai să vezi ce ai să plătești tu, celălalt Petrache de la București, care e secretarul. Deci ca să te rea, nu poți să faci treaba asta. Poți să o faci doar, eu știu, între patru ori sau eventual să ai o discuție, dar nu poți să ieși în presă să spui că eu o să-l termin pe ăla, îl dau în judecată. Ce o să întâmple? Îți dă judecată, domnul Băieșanu, îl dă pe ăla, câștigă procesul. Trei niște ani, îl schimbă, îl mătură, ce se întâmplă? Nu știu ce se întâmplă. Nimic, s-a terminat. Asta e o chestie de disperare, nu, s-a terminat. Părerea mea, nu, și n-ai cum să te bați cu Gheorghe Fruturi. Ei, nu. Uitați, Cătălin Nichifor s-a bătut. De la egal, egal, și-a pisigat. Vorbesc în PNL. PNL n-ai cum să te bați. Totuși, e prim vicepreședinte. Are. A fost
în stânga lui... Secretarul general al partidului. Da, da, a fost și vicepreședinte la așa. Era în stânga lui Blaga, în stânga lui Boc, era în partea cealaltă, când apărea lângă Locășiga Băsescu în 2009. Părut capul, deci nu, n-ai cum să... Se vede, dar nimeni nu trebuie pe un om care nu știe, nu spune nimic. Zic eu, mintea mea. Că și oamenii, de ce apare flutura? Apare de prost? Nu apare de prost. Apare că are ceva în tărtăcuță, nu? Are ceva. Acum, depinde și oamenii care se înconjoară și că s-ar putea ce păstrește și nu să pățească și flutur peste vreo 4 ani. Să spune ea, Valea. Păi, Gheorghe Flutur, din câte am văzut eu, dacă e să fim corecți, a avut momentul său de disperare. Dacă mai țineți minte, în 2012, când a pierdut șefia Consiliului Județean, nu s-a așteptat nicio secundă. Multă lume a spus la un moment dat că Gheorghe Flutur s-ar fi prezentat demisia la partid, dar au refuzat-o colegii de partid. Și din momentul ăla a fost un nou restart pentru Gheorghe Flutur și a plecat de la o înfrângere, a reușit să ajungă senator, chiar dacă la mustață, și în momentul de față este pe nou val al politicii naționale. Bine, dacă candida senator, de exemplu, în zona Rădăuților, nu e așa. Nu aveți de unde știi. A ieșit domnul Neagu. Știți pe domnul Neagu, Mihai Neagu? Da. Deci ați auzit, avem un senator Mihai. Da, da, de la un EPR independent. Știți, a ieșit doamna Steleana Miron cu 7.000 de voturi. Da, la repartiții. Adică mă gândesc eu că Gheorghe Flutur, așa de un 10.000 de voturi, tot e gospodar totuși. Măcar un 10.000 de voturi ar fi făcut. Și nu, are și speech-ul ăla care lipiciul ăla la țară, l-am văzut aceea prin anumite prin Suceava, nu știu dacă are lipiciul ăla, dar la țară eu am văzut, am uitat și eu. Aș vrea să revin cu o ultimă întrebare la ce credeți dumneavoastră despre tot ce se întâmplă în PNL în momentul de față. Sandu Băișanu, mare viitor în PNL Suceava? Ca simplu membru, da. Ca un om pe funcții, nu știu. Deci dacă îl iubește Bucureștiul, ține. Dacă nu, ce de aici localul... Haideți să mergem mai departe cu scenariul. Eu am și scris pe News Bucovina într-un editorial că domnul Băișanu își pregătește exitul din PNL ca să poată să ducă fie la UNPR, fie la PC, fie la, de ce să zicem, la Partidul Verde. Da. Ce da, n-ar fi rău să vină la Partidul Verde. Păi, mai aveți funcție? Sau rămâneți voastră la județ, prea el municipiu. No, și, no. Sau invers. Da, bănuiesc că și dumnealui cred că are un scenariu posibil în cap. Eu v-am spus, nu poți să amenezi secretarul general al partidului să-i spui că ați dat o judecată sau partidul să dai o judecată. E clar, ți-a terminat, nu. Ce am citit și așa din presă, din comentarii, știu că l-o sprijinim pe Orban, nu, dacă nu am văzut. Deci, cam ultimele cărți sunt pierzătoare, zic eu. Acum v-am spus, eu nu sunt analist, dar și dumnealui cred că știe scorul pe care l-a obținut la europarlamentare. Cu viceprimar în Suceava, cu parlamentar de PNL de Suceava, 9%. Când vine omul care a venit cu aro și a stat 2 ore în Suceava, fără niciun afiș, și a obținut aproape 20% în Suceava. Mice de acolo? Da. Fără niciun afiș. Au venit, m-au dat mâna cu 2 ani, eu sunt Mircea, să rămân la șeful, 20%. Și el, 9%. Și vă dați seama, cu viceprimar în Suceava. Ce spune asta? Nu există organizație. Degeaba, Smau are ce o vină. Deci eu mă așteptam în momentul ăla Sandu să spună demisia, domnul Băieșanu, pardon, Zmău să spună demisia, viceprimarul să spună demisia, domnilor, nu am putut face mai mult, asta e treaba. Cât partidul mi-acceptă demisia, e altceva, când nu mi-acceptă, e altceva. Dar ei trebuia să vină, domnule, demisionăm, mi-e rușine, nu pot, mă ascund, nu pot, 9%. Eu Sandu Băieșanu, am obținut în 2012, la 40% așa, 9%, mă ascund, mi-e rușine. Sau să spună, fac, ce greșeală l-am făcut eu. Ce greșeală am făcut-o? Șeful, niciuna, e bun. Păi, dar e 9%, nu e bun. Dar poate asta a fost strategia, poate... A, susține 9%. A, atunci au câștigat. Să știți că, la momentul respectiv, a fost o decizie în BPJ, al PNL, că va demisiona, dar s-a uitat de ea, înainte de alege. Dacă mai țineți dumneavoastră minte, a fost, discuție, dar foarte repede, nu cumva să aducă cineva aminte. Și domnul Smau a ieșit și a spus-o de că, da, că ne asumăm așa, dar nu am auzit să spun, domnule, îmi pun demisia, că nu, ce să fac? Păi, eu vă spun ce a fost atunci. Domnul Băișanu, și nu mai vreau să mai, după acest subiect, nu mai vreau să discut despre domnia sa, domnul Băișanu a ieșit în presă și a zis că și-a făcut o analiză. A zis, băi, bun, am greșit eu, dar hai să vă spun ceilalți ce au făcut. Ăla nu. Deci trendul e foarte bun. Mai, că încă un pic și ne scotea pe noi vinovați că nu l-am votat. Dacă ținem bine minte ce erau zvonuri, era din Botoșani un candidat care o venea și pe afișe Suceava. Da, așa și fost, așa, domnul Țurcanu. Da. Eu m-am întâlnit cu un Logan sau ceva, am văzut seara că eram șocat, da? Și am văzut și caută, știi, și de asta. Dar eu n-am văzut echipa PNL, eu știu echipa PNL, știu echipa PSD-ului de lipitor. Dar nu era echipa PNL-ului.
Bine, da. Mai rămâne, acum mintea noastră putem face ce mai. Covul să o saboteze pe la să obține covul, dar să o sabota pe... În fine, treaba lor. Oricum, eu pe domnul Bășanu o consider un om intelectual, un om... mă gândesc că când o scos pe gură treaba aia, că Petrache o să dau o judecată, o știu de ce o spus-o, că dacă nu poți să spui, ce-o pățită la, Botoșanu, o să pățești și tu, adică ăla la Botoșanu ce-o pățit? E pușcării, nu e președintele Consiliului Județean, s-a terminat jocul cu el, nu? Adică nu poți, și asta e secretarul general al partidului, nu poți să te apuci să... Nu. Ușurile se cam închid și ferestrele în spatele domnului Bășanu. Da, și îți pierde și prietenii, asta e mai important. Dacă o să-l vedeți la PC, din nou, pe cai mari, președinte, sau la UNPR, sau la Partidul Verde. Și dacă se poate PC o să rupă în două, să apară PC partea cealaltă cu... PC Alexandru. Da, și PC partea cealaltă cu primarul Piedone. Eu știu, e posibil. E posibil, da. Haideți să revenim puțin la politică. Bine, nu e un om de lepădat, băi, și au să spui că nu faci. Știi, dacă vrea să muncească, muncește. Dar acum chiar nu l-am înțeles. Chiar nu, am citit chiar așa scrisoarea lui domnul Smău, m-am uitat, am zis că el spune frumos că nu trebuia să ne spălăm rufele în familie, dar și dumnealui a zis că hai să asculte cineva ce se întâmplă aici. Adică, na, în fine, asta sunt treburile lor, să îi lăsăm în pace și gata. Deci e clar, în fața lui Gheorghe Fiudu și lui Ioan Bălan vreo șansă au băieții ăștia? Da, eu cred că și domnul Bășanu știa că în fața lui, nu avea cum să ai. Mai avea cum, adică vorba, secretar general, să te apuci tu ce să faci, nu? Nu știu, noi ne-am distrat. Sunt organizații mult mai puternice în țara PNL-ului care, știi, acolo, ei sunt în parte din 41, probabil că au 23 sau nu știu câte au PNL-ul și partea cealaltă. Deci gata, nu mai vreau să vorbim despre PNL, că după o să creadă că vor fi ei la guvernare. La guvernare, în momentul de față, este PSD-ul. Mai știi ceva de PSD? Suceava, se întâmplă ceva? Nu, eu sunt foarte curios. Sunt câteva luni de zile. Am înțeles, noiembrie a fost alegeri, decembrie a fost luna cadourilor pentru copii, pentru cei dragi, pentru Moș Crăciun. Ianuarie e așa, dar trece în dată și Sfântul Valentin și sunt inerți, nu știu, ceva nu e în regulă cu PSD la ceva. Da, m-aș uita la multe mișcare, conferințe de presă, că au ce spune, au oameni acolo, de, zic eu, și la Consiliul Județean, domnul Cătălin Nichifor, au oameni de valoare, ar putea să fac conferințe săptămânale, eu știu, poți și zilnic poți să aibă subiect, dar... Mă, și probabil că și nu era o strategie interesată. Dar eu vă spun acum, mai glumă, mai sunt o strategie lor, îți benefice mie. Că dacă dorm, poate cresc eu, nu? Bun, e toată acolo nu faceți nimic, nu? Și lumea vorbește, centura aia nu s-a mai legat. Adică, o spun din flutur, că flutur, dar l-au făcut, spune, bă, așa au dus, au făcut spitalul, arată cum arată. Bine, s-a ocupat și domnul Cătălin Nichifor din spital, a venit unul din cele mai, trebuie să recunoaște, performante CT-uri din zona Moldovei. Nu am înțeles că vorbeam cu un coleg care e bioinginer, care lucra la noi, nu are cel de la Eroiași, adică... Da, ce vă referiți? La... CT-ul de la spital, și, care l-a dus, unul din performante, din cele mai performante, nu știu dacă din România, dar din zona Moldovei, unul din cele mai bune CT-uri. Pot să facă multe minuni. Da, computerul tomograf, da, computerul tomograf, da. Îi ziceți cu CT-ul că nu mai înțelege nimic, CT-ul. Computerul tomograf, corect. Așa ziceți cu... Da, sau mișcat acum, nu știu. Cu 64 de slice-uri, cu... Da, detectorii sunt mai multe acolo, da, pot să fac o grămadă de lucruri, 3D, pot să fac, dar asta trebuie... Nu știu ce o să facă domnul manager dacă o să ducă câțiva doctori la specialitate în partea cealaltă, 6 luni, deci sunt multe lucruri ca să ajungi să faci o performanță cu un aparat, ăla îți dă voie, ai o grămadă de softuri care, dar trebuie să înveți să faci, nu poți să, trebuie să ai specialitate și costă, deci nimeni nu te învață gratuit, nu? Bun, ați spus, flutura a adus, a făcut pentru spital, a adus bani, așa, cu PSD-ul ce se întâmplă? Bine, era și, eu vă spun, eu lucrez la spital și era și stresul ăla, că când apărea la spital, toți stresau, îmi spăreau, nu mai apărea nimic, că vinea, bărbă, trebuie șeful, a venit, acum s-a mai schimbat puțin situația, am văzut pe altceva, dar mie mi-a plăcut, de asta și l-am sprijinit. E un tip care e normal, un alt, dar nu știu ce se întâmplă. Nu știu ce se întâmplă. A tot Suceava cu omul 145 de kilometri. Acum mulți spun că nu știu ce. Nu e vina lui Cătălin Nichifor. Nu, aici exact, că nu o pus-o ea, că tătălei sau ce nu o pus-o ea acolo, o pus-o schimba plăcuțele între ele, probabil că trebuia să le pună mai în spate plăcuțele. Nu, dădea sub nicio formă. Distanțele alea nu se găsesc sub nicio formă de nicăieri. Nu știu. Cum a putut să pună Suceava acolo? Eu că l-am văzut pe Facebook, m-am uitat, nu vreau să cred. Ce s-a întâmplat? De ce nu mai aveau litere? Au făcut panou din ce literele mai rămas, știți? Și au ștanța Cluj. Băi, avem de un J, da, punem Cluj. Cât? Atâtea litere mai aveau, atâtea cifre mai aveau. 841 nu s-au părut cam mulți. Zic, bă, punem 148, că iese mai bine. Adică e... Pe la humor. 481 iar nu mergea și tot așa. Da, e interesant. Da, eu cred că se poate 140. Dacă se întoarce așa pe nea și vine apoi, ar avea o soluție. Da, dar între humor și... Câmpul nu 3 km nu o să găsiți niciodată. Nici măcar în formula nu. Cea mai îndrăzneață. Ce așteaptă PSD-ul ca să trezească la viață?
Că la Suceava, la municipiul Suceava, în afară de escapadele non-administrative, escapadele. Nu, l-au avut viceprimar vara. Eu nu știu, eu l-am auzit din lui. Mamă, în 2 ani și ceva cât a fost viceprimar, ține-mi aminte, parcă prin 2013, o conferință de presă, atât, ca și actualul vicepreședinte Rădulescu de la pauză. Nimic. Deci, absolut nimic. Deci, pentru mine, din punctul meu de vedere, PSD-ul la un nicio pierdere, că nu mai are viceprimar. Deci, nu pot să-ți iau o unitate acolo. Nu fac absolut nimic, nici măcar să iasă pe stradă să spună. Bună ziua, sunt viceprimarul Poate a spus, poate a fost, poate omul e foarte activ. Nu pentru ceva, stau de vorbă, nu au auzit, a trebuit la spital, a auzit de Varvara, numele ăsta vă spune ceva. Care e Varvara? Rădulescu. Da. Mi-a spus cineva, au fost foarte ce profesor de geografie sau istorie, bun profesor, dar la Consiliul Județean, ați auzit ceva, au făcut ceva? Ați auzit ceva? Nu, n-am auzit Rădulescu. Cine e Rădulescu? Și n-am auzit niciodată de el. Cine e Rădulescu? Nu știu. Nu, e vicepreședinte Consiliul Județean. Poate că n-am mai auzit de o gongolică de Ilie Vasile, de mai auzit gongolică, așa cum îmi spune că mai citești două, trei, dar mai auzit ceva, dar ăsta nimic. Și profesor, deci ar avea ce spune. E, să știți că nu toți profesorilor ce spune. E o strategie interesantă. Nu, haideți să... În 2012 eu am fost foarte bucuros când au câștigat Cătălin Nichifor președinția Consiliului Județean. Am văzut acea normalitate, a apărut. Știam că are o relație normală cu premierul României. Mă gândeam că lucrurile să merge mai departe. Acum s-au făcut câteva proiecte, am văzut. Serios? O să vreau să mi le spune și mine. Poate nu are modul de a exprima, de acolo a comunica cu presa, poate. Undeva se rupe. Care sunt proiectele la care le-a făcut domnul Nichifor? Eu știu că o cerut de la spital niște informații, este un proiect transfrontalier între România și Ucraina de achiziții și aparaturi medicale. Eu vă spun ce la așa. Okay. Știu că este partea cealaltă. Acum nu vorbesc de centura aia. Nu știu ce la centura aia. Am înțeles că acolo sunt niște lucruri mai dubioase lăsate de fluturi. Adică sunt niște chestii mulțite cu 10, cu 8, cu 14, cu 20 și de aia nu s-au semnat. Nu s-au semnat. Eu vă spun asta din, cu chilimele de rigoare. Deci nu spun că... Și de asta nu s-au terminat. Mai departe, nu știu. Poate ar fi bine să treacă și băieții la... Nu? Este... filială de neastră, că și pe acolo, hai băi, ce o să termine centura aia, nu? Sau purfoi de bani acolo s-au băgat, nu? Să termină treaba aia, ce? Traficul ar fi altfel, în fine. Eu vă amintesc că domnul Nichifor este absolvent al unui cursuri europene de management politic, deci din punctul acesta de vedere ar trebui să fie un comunicator de excepție. Și nu l-am văzut pe niciodată pe domnul Nichifor să nu poate să comunce. Chiar în ultimele ședințe ale Consiliului Județean Suceava a ținut pieptul unui val de critici venite din partea opoziției. Bun diplomat, l-am văzut, știe să pună, dar probabil că se rupe undeva comunicarea la ei în Consiliul Județean. Mai are vreo șansă să iasă președinte în 2016? Nu pot să spun treaba asta. Nu puteți spune sau nu mai are nicio șansă? Nu pot să spun acum că dacă mă întrebați dacă flutul poate să revine, nu știu dacă am auzit, nu știu dacă revine. Nu știu formula care se va alege cu viitorul președinte al Consiliului Județean, nu? Că am înțeles că două picat, nu? Nu da, se alege. Aia au mai rămas cum se alegea, cum era domnul Morzac pe vremuri, era un cărt de partid de no-name și ieșea, adică mâna și... Probabil că așa o să fie, nu știu. Nu pot să știu. Dacă o să fie așa, nu pot să știu jocurile care se întâmplă în culise. Dar, în principiu, scena politică s-a așezat. Deci nu mai sunt repartiția aia când apărea partidul, cum se cheamă, era și... Automobiliști. Era exact automobiliști. Avea cu 300 de voturi și necomuniștilor din România. Agrarienii. Așa, era o grămadă, dacă te uitai din 45 de consilieri, undeva vreo 15 sau 10 erau... N-ai auzit niciodată de ei. Și aia făceau diferențiera. Întotdeauna. Aia la vot... Au și eu mână, că fost celălalt. Dacă se va merge, dar acum nu cred că, sunt partidele tradiționale care vor putea rupe, depinde cum se schimbă și legea. Nu cred că vor vota... O mare greșeală, eu țin minte 96 când a ajuns CDR-ul la putere, știam, pe 98 o schimbate, era 3% pragul electoral și l-au mutat la 5%. I-am spus că fac o mare greșeală, fapt pentru care PNTS-ul și dispărut. Dacă ei mergeau mai departe cu 3%, probabil că cu Mugo Isărescu, când au obținut atunci undeva la 9%, poate că intrau. Ei aveau alianța, trebuia să obține peste 10% și nu au mai intrat, au dispărut. Aia a fost greșeala. Dar se poate merge sau poate să meargă pe alte principii, nu știu. Oricum, frica e mare și la ei, vă spun, că să iei să te gândesc, fac un calcul, mai pup o iconiță, să mai dau cu mir, să nu... A fost ministrul liberal. La PSD sau la... Ministrul Varajan Văzgărean, nu mă aștepta pe iconița și să dea cu mers, să nu lea de icotul, că de imunitatea. O să mai luăm o mică pauză de publicitate, după care revenim.
Restaurant Bucovina. Vă așteptăm să degustați din bunătățile noastre. Un loc modern, realizat în stil deosebit, pentru a te scoate din rutina cu care te-ai obișnuit în orașul tău. Lumini ambientale spectaculoase. Un loc special pentru orice eveniment. Bucătărie tradițională și internațională. Restaurant Bucovina. Cafenea și terasă. Restaurant Bucovina. La parterul hotelului Bucovina Severin, în centrul orașului. It's like, wow. It's Kiss FM. Feel your music. Kiss FM. Vă invităm la cel mai modern centru de înfrumusețare, unde veți găsi aparatură ultra-performantă menită să vă redea un corp frumos și sănătos. Doar la salonul Health and Beauty Center veți găsi cele mai moderne servicii de cosmetică, manicură, coafură și masaj. Dacă doriți să întineriți prin eliminarea ridurilor, să scăpați de celulită, de părul nedorit de pe corp și să slăbiți foarte repede, veniți pe strada Inceanu numărul 2, vis-a-vis de cea are pensionari. Și dacă vă gândiți la prețuri, aflați că acestea nu au concurență. În fiecare vineri, orice serviciu din grila de oferte costă doar 30 de lei. Vrei să devii cea mai bună în domeniu? Acordă-ți o șansă! Școala pentru femei oferă cursuri de calificare și inițiere de înaltă calitate pentru 1275 de femei din regiunile Nord-Est, Centru și Nord-Vest. Califică-te ca îngrijitoare bătrân la domiciliu sau ca babysitter. Obține o diplomă de calificare ca bucătar sau ospătar. Nu rata ocazia de a fi calificată ca lucrător în confecții piele și înlocuitor sau confecționer asamblor articole textile. Ai curaj ca să ai succes! Profită acum de cursurile de calificare, agent securitate și lucrător în comerț. Poți urma și cursurile de inițiere în competențe antreprenoriale, contabil, comunicare în limba engleză, precum și competențe informatice. Primul pas spre succes începe la Școala pentru femei. Investește în oameni, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și implementat de Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava, în parteneriat cu Patronatul Tinerilor Întreprinzători Județul Suceava, Secelust Expert SRL, Consiliul Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii Harghita și Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj. Mai multe detalii legate de proiect aflați la numărul de telefon 0230222722 sau pe site-ul proiectului www.școalapentrufemei.ro. Iar pentru informații despre celelalte proiecte cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Am revenit în studio, suntem la ora de politică, suntem alături de președintele Partidului Verde, filiala Suceava, domnul Dana Ciobotărița. Domnul Ciobotărița, ați văzut că în municipiul Suceava este un fenomen. Nu avem lemn pentru centrala termică, pentru bioenergie, și executivul s-a gândit să taie tot TEI de prin municipiu, de pe două străzi principale, de pe Universității și de pe George Enescu. Cu ocazia asta poate mai avem și ceva de pus pe foc. Nu, acum glumim, zâmbim, dar există proiectul acesta de lărgire, de modernizare a străzii Universității și a bulevardului George Enescu. Aproximativ 70 de TEI vor fi tăiați. Partidul meu, ce poziție adoptă în acest subiect? Bineînțeles, eu am și postat și un comunicat, era un TEI frumos, mândru, undeva la Consiliul fostul, la Centrul Militar Județean, care l-a tăiat. Tu l-am înțeles de ce l-a tăiat. Deci eu am încercat cu cineva să-l cuprind, n-am putut. Deci era... Cu brațele? Cu brațele, da. Era un TEI, probabil că era cât vechi, cât și Centrul Militar Județean. L-a tăiat. Deci l-a tăiat, nu știu. După aceea am aflat, bă, că a luat să fie o crâșmă și ăla de acolo, proprietarul, a vorbit, dacă o probare, primăria, da, voi. Primăria n-are treabă cu construcția, dacă clădirea e construcția județeană, nu știu. Primăria. Că nu sunt cu tăiatul, dar știți că credeți că vă spun așa o glumiță, că într-o zi o pleșe un report pe un șorice și întreabă ce părere aveți despre pisici, la care șoricele răspunde, părerea mea nu mai contează, știi, ce părere are pisici despre... Așa și aici, ce părere pot să am? Da, nu sunt de acord, dar ce mai contează? La câte s-au făcut în Suceava, mai contează ceva? Nimic. Eu nu văd nimic normal în municipiu. Chiar îmi pun întrebarea. Nimeni nu vede că municipiul ăsta arată cum arată, alb totul de la sarea pe care o dat-o, vedeți, pe trotuare, alb. Dalele spre, o rămas sarea care s-a obibat. Eu așa ceva n-am văzut de când, n-am văzut nici într-un oraș să rămână sarea, atât de multă cantitate de sare, de încât să rămână albul ăla mai departe. Distrus tot. Nu pot să-mi dau seama mai se întâmplă. Canalizarea e prost. În zona de la
partea cealaltă în centru, vedeți, când plouă mai tare vara, apare un miros de nu poți să stai, deci nu o suporți. Tot e făcut aiurea, canalarea făcută de austro-ungari, deci aia funcționa, eu stau în centru, n-am încercat aia să funde, să miroase. De când am terminat lungul cu proiectul ăsta așa, s-a dat peste cap totul. Drumul arată cum arată, ei lucrează, hai să zicem că înțeleg cu ordonanța, cu achizițiile, lucrează iarna, torn beton la minus 12 grade, e normal că ăla nu rezistă, când dă căldura, la revedere, nu mai. E aiurea totul. Totul e aiurea. Te pui stai tei. Mai vezi spații verzi. Eu am putut hârtie și am dat spații. Să spună situația spațiilor verzi. Niciodată nu mi-au răspuns lung. Dar nu sunt spații verzi. Că mi-au spus cineva pe Mălechi. N-au spații verzi. Au teren agricol. Deci eu cum să nu retrocedez omului terenul agricol. Să se construiască un bloc între blocuri. Biserici în spațiile de joacă, nu o să mă ierte, credincios, dar prea multe biserici sunt, nu mai au un loc unde să scos copilul. Parcul ăla mai este frumosel de la universitate, când mergi, n-am nimic cu câini, plin de câini, nu, oameni, eu înțeleg, și eu am câini acasă, dar trebuie să ai grijă, nu te apuci să lași ăla, stă câine, îți face treaba, pleacă, vii cu copilul, se joacă pe acolo și îi spui, femeie, dar e normal, a, nu iubești, la, și începe să strigă la tine, dar nu e normal. Avem gardieni, avem poliție locală, avem... Ia ce fac? Da, știu și eu că s-a mărăț, că sunt bugetar, dar nu se poate continua așa. Și nimic, nu. Nu se întâmplă nimic. Ordonanța 55, credeți că îl va mai prinde pe domnul Lungu finalul mandatului? Da, vă dați seama că ăștia au o situație la nivel național și îți dau seama că cât timp la putere nu va scăpa. Nu știu, Curtea Constituțională a spus altceva, nu știu ce va întâmpla. Normal ar trebui să-ți piardă calitatea de... Trebuie să iau o decizie, nu poți să rămână. Da, și consilierii ar trebui. Probabil, nu știu, așa, nu știu, acum independenții, cum îs... Ați avut o sesizare interesantă, o atitudine, inițiativă interesantă. Săptămâna trecută, într-un comunicat de presă, a cerut alegeri anticipate. Da, și eu susțin ideea mai departe. Despre ce e vorba? Eu am urmărit ultimele mișcări ale PNL-ului. Ca și în campanie la alegerile prezidențiale, n-am văzut un proiect de țară. Am zis, eu, Claus Iohannis, vreau să bat un cui la o impost de televiziune. Dice, vreau să găt o haină, mai vine unul acolo, mai agat, mai fac ceva, sunt mai multe haine, hainele ați produs de altcineva, am eu în cap o idee. N-am văzut nici nimeni, spuneți-mi eu, văd un candidat. Claus Iohannis nu a avut niciun proiect, Victor Ponta nimic, în afară de, avea chestiunea, un proiect care spune în afară, mi-a plăcut chestia cu unirea, să strângem rândurile. Dar restul iarăși n-am avut proiect de țară, nu a avut nimeni. Acum la fel, nu văd pe cineva, Vasile Blaga sau de la PNL să spună, ăsta e proiectul nostru, o să facem ceva. Absolut nimic. Păi n-ați auzit-o pe Alina Gorghiu în cazul ăsta? Am auzit-o, am urmărit-o. Da, eu n-am văzut un proiect, vreau să schimb președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților, atât. Ăsta e proiect de țară. Pe mine asta mă interesează, cine e președintele Camerei Deputaților, ca un proiect de dată, mă interesează pe mine ca și cetățeanul României, cine e președinte, credeți că dacă o să fie Vasile, o să revină Vasile Blaga, o să meargă mie mai bine, Vax Albina, sau dacă o să ajungă înapoi ministrul justiției care mi-o tăia mie 21 mil lef, n-a să-l luat niciodată, cum a avizat din ministru, a să ajungă prim-ministru, o să întâmple ceva, nu? Păi să nu uităm că în PDL-ul, în PNL-ul ăla, sunt pe la PDL care încă au condiții mari. Eu mă îndoiesc să ajung prim-ministru, fostul ministru la justiție. Poate între timp DNA o să face treaba și ia vină doi cu aceea. Cătălin Predoiu la el referit, dar ce? Dar nu are nicio bubă. Nu are. Numai cu Galea Botici nu a avizat. Nu ministrul justiției. Avizată, dar nu el e inițiator, nu el este... E o procedură. Nimeni nu... Eu pus mâna la ochi Elena Udrea și eu pus altceva în față pieptului și a spus, uite-te la aici la Cătăline și semnează aici. Nu cred că eu făcut așa. Deci dacă e cu aceeași monedă, ia-i pe toți la și întreabă, ia-i cu acești prieteni. Și facem alegeri anticipate pentru ce? Că nu am înțeles. Asta, exact eu vreau, deci dacă ei vor și spun că e valul lor, au 60% în sondaje, dați-vă demisia toți din Parlamentul României și provoacă... Pentru un an de zile, se merită? Pe greci au făcut 2 ore într-un an, sau 2 ore 6 luni, se merită. Păi asta e farmecul democrației. Păi stăm așa numai pe vorbe, când a să evolu, nu? Așa nu mai face. Niciodată rămâne și batem pasul pe loc. Nu face nimic. Ați auzit vreun parlamentar să iau o măsură, să spună un ucrainean la 2 pași, noi se întâmplă dezastre acolo și nimic nu se întâmplă. Ce părere aveți, domnule ministru de externe? Nu știu, sunt trei pe Angela Merkel și ce spune. Să rămână, poți să spun ceva la televiziune despre război? Nu poți, băi, stai în gol. Tu cine ești, România? Cine, băi? Să știți că la alegerile parlamentare mandatul este de 4 ani, la alegerile locale e un pic diferit. Și dacă faceți, vreți alegeri anticipate și local și național sau cum v-ați... Nu, vă vorbesc de cele parlamentare, de cele naționale. Atât. Prietul, aș vrea să reveniți puțin la politica locală și politica județeană. Pe ce s-a
aprobat anul acesta de către Consiliul Județean Suceava bugetul pentru și bugetul de investiții pe acest an. Cum îl comentați? Nu l-am văzut. Am înțeles că e undeva mai mic decât 2014. Ca bani, da, domnul Cătălin Chifor a recunoscut că este un pic, nu foarte, dar nu e semnificativ, dar e mai mic ca 2014, într-adevăr. Și nici am uitat pe site-ul lor la Consiliul Județean, trebuie să recunosc, să vedem bugetul, probabil că l-are pus pe site-ul Consiliului Județean, să spun, probabil, au rubrica investiții, nu știu treaba asta. Da, eu, fiecare și am mai mers prin comune, prin zona de munte și am înțeles că sunt total nemulțumesc pentru că nu au primit nici bani pentru a-și plăti utilitățile. Mă refer la... O parte, o altă comune a primit foarte mult prin celebra lege a domnului Dragnea de echilibrare a bugetelor locale. Acum rămâne cum vor să vă apreciți să faceți comune care nu au cu ce plăti utilitățile, că se poate trezi că îi taie curentul, nu? Sau se întâmplă altceva, nu au cu ce plăti salariile, nu știu, salariile se plătesc numai dată, asta e lege. Dar nu știu ce se întâmplă, nu, sunt multe lucruri necunoscute. Eu cred că se va, până la o rectificare, două, trei de buget va fi luna. Deci, până luna august să știți că nu e cazul, nu, șase da, de după aceea, nu se trează. Da, dar după aceea vor fi rectificările la buget și vor merge mai departe. Nu cred că vor rămâne așa fără bani. N-ai cum să supraviețuiești fără bani, cum să supraviețuiești. Păi până în iulie merge cu bugetul ăsta, după care urmează vacanță parlamentară. Da, vine înapoi septembrie, da, bine? Să începe sesiunea, se gândesc cu toți, leu, sfârșitul anului 2016 s-a cam terminat. Da, depinde ce vreau să fie și prim-ministru atunci, dacă spun așa că vor să schimbe mai repede. Nu vor schimba? Ce ați înțeles? Ce informații ați? Eu nu văd, nu știu. Dacă schimbă președinții la Camera și a Senatului, într-adevăr, au o altă majoritate. Asta nu sunteți un... Eu am văzut, de exemplu, că l-au propus pe Helvig la SRI și de deja Helvig, da. Da, UNPR-ul de acord cu propunerea lor. Deci, UNPR-ul? UDMR-ul? Deci o mișcare este de a schimba guvern, se spune clar. Deci domnul general mai a trădat o dată, două ori mai, el așa trăiește. Acum aș curios în 2016 cine îl va lua pe domnul general să candideze pe ce liste, dacă va rămâne. Știi că s-ar putea să zică PNL-ul PAS, iubesc trădarea, nu iubesc trădătorii. Și... Dacă au mers așa, sunt de acord și cu propunerea pentru SIE, nu? Dacă SIE e ok, vor merge și pentru... Este normal. Interesat ce o să facă și... Na, s-a vedea. Dar la SIE, membru e susținut de PSD, nu? Poate că e un târg între ei. Dar întotdeauna sunt târguți, credeți că nu se întâlnesc între ei la un șpreț, nu. Întotdeauna există treaba asta. Să împărțim funcțiile. Tu e aici, eu iau aici, voi vă ocupați un pic de diaspora, noi ne ocupăm un pic de interior, ne certăm. Am obosit, uite, am prins campania la președinții, m-o termina, nu mai pot. Am și pierdut culmea. Da, acum trebuie să mă odihnesc. Da, scandalul ăsta la nivel național, care credeți că va fi impactul său asupra și asupra românilor și asupra imaginii țării? Nu dau bine. Nu. Eu n-am fost acolo nici cu scandalul cu Toni Grebe, stă la CCR. Vă dați seama, acolo unde spui că e Dumnezeu dreptății din România, te apuci și salți un... Mai trebuie elegant, din punctul meu de vedere, să-l chem în altă parte, să spui, bă, hai, uite, te-a prins cu registrare sau... Hai, te rog, pleacă, du-te, ești obosit, bolnav, dă-ți demisia, nu te apuci cu tam, DNA-ul. Adică... Și am mai spus, DNA-ul, încetul practică, o politică pe care se practica după înainte de 89, deci de la, până la dictatorie, de la normalitatea de la dictatorie, un pas mic. Și poți să-l sară. Te sperii, deci orice face, DNA-ul. Deci eu dacă vorbesc cu cineva la aparatură medicală, voi vină pe aici, dar costă, hai să-mi dai banii, păi ți dau, bun, dacă ți dau, să vin, dacă nu. Și DNA-ul zice, uite bă, ce bă, că dacă îi dă banii, îi vine acolo, pa, hai vreau, poli, 30 de zile. Deci eu n-am văzut, asta, la gala Bute, hai să vorbim despre că nu-i țin partea, dar ca chestie directă, cu cine putea să negocieze Elena Udrea? Cine era managerul Bute? Era unul singur, nu 10, nu putea scos, bă, eu 10 manageri ai. Deci, nu știu, sunt niște lucruri și ori e dovada. Sunt aberante, știi? Mă rog la Dumnezeu, mă rog la... lui Toni Grebe să-i spună, să-l șantajeze, așa, discret, uite, dovezi, dă-te deoparte, nu, dar ești vinovat. Te vede lume, o țară, nu o țară, te vede Europa întreagă, deci, ești judecător la Curtea Constituțională de România. Deci, unde acolo, dreptate, unde aia, nouă spun, da, o rămas Băsescu, nu rămas. Deci, ce mai vrei mai mult? Și ăla e corupt. Îl spune că, domnul, l-am prins cu, nu știu, cu două rochii, o gofra de ouă și alte chestioane. E jenat, nu? Pe cuvântul meu că e jenat. Și acum, după ce au plecat, s-au mai întrebat ceva? Da, a pus-o pe doamna... Nu, da, eu pus cătușul la oamenilor Toni Grebe și a spus 30 zile, plus 30, plus 30, plus 30, plus 30, plus 30, nu i-a spus nimic. Deci, asta e un semn de întrebare. Toni Grebe, acum, între noi fie vorba... Nu numai pentru două cofraje și două rochii. El a încercat să spargă embargoul impus de Uniunea Europeană Federației Ruse cu o grupare criminală. Păi de asta l-acuză, nu? Pentru... A, și de... Da, eu am studiat, dar înainte de a-l pune pe Toni Grebe, Serviciul Român de Informații, nu-l verifică, se spune șeful,
Asta e murdar, nu-l pune. Și Băsescu ce-o fi spus? Că doar el a semnat, că Senatul l-a propus și el a spus, a, ce mișto, e murdar, Nu cred că așa a fost, sincer. Nu? Nu cred că așa a fost. I-a spus cineva că Toni Grebă are o problemă cu embargo? O atenționat pe primii? Când l-a pus atunci, nu era problemă cu embargo cu Rusia, nu era războiul cu Ucraina. Da, i-a spus cineva că cu hainele alea, că trei haine în 2012 au luat sau nu știu, au dus. O spus cineva, a spus, bă, nu, pe asta nu-i dau. Nu-și face seriul treaba, nu-și face SIE treaba? Nu zic că nu se face treaba, poate și-au făcut, dar au zis că lasă, e bine așa, ce mișto o să fie, să vezi unul la CCR. Sau mai, eu nu știu, dar nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria CCR, eu nu știu, erau și Petrini nostru, erau de-aia vechi, când CCR-ul, când erau, și nu am auzit nimic, nici scandalul, nimic, și-au văzut fiecare treaba lui. Acum peste tot e corupție. Prim-ministru pușcării, miniștri nu mai vreau să vreo 13, CCR este parlament. Dacă stai bine și la fiecare, s-ar putea să te mai vine de anul și tu la fiecare, deja cred că jumate plus unul pleacă, nu mai nimic, nu? La descentralizate din dreptul sută, nu să trăiești ce să fac. Tu-te, ai fugit, am fugit, nu ce se întâmplă. Și mai vreți să faceți politică în continuare? Nu, trebuie schimbat mentalitatea, nu. Și am mai spus și mai spun multe lucruri. Trebuie să sistemul de... Eu dau un exemplu micuț care se propagă la noi, la sistemul de salarizare. Trebuie umbla la el. Nu poți. Eu am și scris și am scris și lui, bă. Nu poți la un ministru să dai 800 de euro și să pretinzi să ducă, să facă calitate și fără să nu... 800 de euro ce poți să facă, nu? Sau la un inginer la spitalul meu, cum e cazul, 250 de euro pe lună. Hai să fim serioși, nu poți trăi cu banii ăștia. Da, dai 250 de euro în cazul în care kilovatul e 0,001 cent. Deci undeva, deci 3 bani. Sau undeva al metru cub de apă rece, nu e 7 lei cu tot cu canali, e 50 de bani. Păi stai să vă dau o veste bună. Ați văzut un nou cod fiscal? Ați auzit că ce val de bunăstare se abate asupra României din anul ăsta? A ieșit domnul Vâlcov. A ieșit și a spus, gata, reducem TVA-ul 20%, reducem la alimente 9%, reducem accizele la benzină, la alcool. Dar nu a redus 9% la partea de turism? E, da. Și ați văzut când... Stați că turiștii că n-au năvărit în România, mai au de... Da, camera la hotel, să zicem, în Calima, la Dorna, 120 sau 198 de lei acum? Cred că tot 120. Ce înseamnă asta? Credeți guvernul în cădere liberă de încredere și încearcă să agațe pe toată... Nu, cred că nu e... Forța pe care o mai are de ceva? Acum, eu știu că un punct de TVA reprezintă 1 miliard de lei. Un punct deci dacă scade de la 24 la 24, 16 miliarde de lei. Trebuie dumneava să acopere, e clar, și femeia o spune, acopere, dune. Ori nu mai dai afară dintre bugetari, unde de acolo poți să aduci bani, orice faci. Colectezi mai bine de pe piață. Da, și cum corect. Scoți economia gri la suprafață? Da, păi uite, cum spunea o treabă, că economia gri undeva se ridică la 22 de miliarde de euro anual. Da. Eu n-am auzit pe nimeni să spună. Sau din cei care au reținut DNA-ul și procesul terminat, ți-mi minte că am trecut o întrebare presa, ne-a cât ați recuperat din banii pe care au pus judecătorii? 1%, 10%? Nu cred, dar sub 10%. Deci undeva statul nu-ți face treaba. Deci judecătorul îți face treaba, polițaia îți face treaba, dar ăștia, procurorii îți fac treaba și tu nu uite, ăștia au salarii frumoșele. Dar sunt mai departe ceilalți, vin ANAF-ul și nu-ți face treaba. Pe atunci, fraților. Valea, acasă, nu sunt tineri, sunt o grămadă de tineri. Ceva, ca croșetați, vedeți, puneți porumb, nu faceți altceva. Trebuie să-ți faci treaba. Domnul Cebătăriță, mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Eu sper să aveți puterea în continuare să fiți la fel de critic la adresa puterii și la adresa opoziției. Da, și așa mai departe și mă rog la Dumnezeu să nu fure mințele, să nu fac o greșeală, că tare greu ziua de astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune, doamnelor și domnilor, aceasta a fost ora de politică de astăzi, sunt Mihai Chiras, sper să ne vedem cu bine și săptămâna viitoare.